În primul și în primul rând, noi știm că în taina Sfântului Maslu, primul efect pozitiv al rugăciunii este credința personală. Dacă un om vine cu îndoiala sau vine cu ideea și spune am fost și la Sfântul Maslu, am încercat și varianta asta. Aceea nu se cheamă rugăciune sau nu se cheamă nădejde sau nu se cheamă credință. Dacă ai venit la modul convins că Dumnezeu poate face un bine și evident că Dumnezeu poate face toate câte le vrea, ne spune Sfântul Ioan Damaschin, dar nu vrea toate câte le poate, pentru că El iubește pe om, dar adeseori urăște păcatul, nu se pune problema că cel care a venit la Sfântul Maslu este într-asemenea măsură de păcat încât să fie nevoit Dumnezeu să-l pedepsească el participând la taina Sfântului Maslu, ci din contra, ridicând boala, ridicând cu ușurând neputința, dar în același timp aici se întâlnesc două elemente absolut necesare. Eu vi le-am repetat de multe ori, cred că se și respectă din ele, dar este în continuare bine să știm același lucru. De câte ori vii la Sfântul Maslu, trebuie să ții cont de câteva lucruri principale. Să fii, în primul rând, spovedit și împărtășit, ca să nu rămână asupra ta vreo legătură sau să nu rămână asupra ta vreun păcat, ca atunci când Dumnezeu lucrează să fii dezlegat, ca așa spune Scriptura. Tot ce dezlegăm pe pământ va fi dezlegat și în cer. Încă circulă această mentalitate că ce să-i spovedesc eu unui om. Nu te spovedești unui om, te spovedești doar lui Dumnezeu. În cartea de spovedanie, aici la Molitfelnic, când citim rugăciunea Moliftei, la final eu n-o pun niciodată, consider că e înțeleasă. Vezi, frate, sau vezi, creștine, cui te mărturisești, Hristos stă de față și ascultă mărturisirea ta, vezi să nu te întorci cu îndoite păcate sau din rușine să ascunzi ceva. Dă acest exemplu pentru că sunt persoane care consideră că n-ar trebui să spună orice, nici nu trebuie să spui orice, pentru că pe preot până la urma urmei nu-l interesează neapărat ce păcat ai făcut. Pe preot îl interesează să fii dezlegat. În momentul în care te-ai dezlegat și te-ai împărtășit și ai făcut Sfântul Maslu, ai complementat trei taine perfecte. Taina pocăinței, care înseamnă iertarea păcatelor, dezlegarea și căința lor, și aici avem punctul forte, mărturisirea păcatului și după mărturisirea păcatului, primirea canonului, dar și ideea de a fi mai bun, adică de a nu repeta păcatul, adică am băut azi, mă spovedesc, mâine mă duc și mă îmbăt iar. Am fumat azi, mă spovedesc, mâine fumez iar. Am desfrânat azi, mă spovedesc, mâine o iau de la capăt. Deci trebuie să fie și un început bun de pocăință pe care preotul, atunci când îl spovedește pe credincios, îi spune: îmi pare rău de tot ce am greșit și îl rog pe Dumnezeu să mă ierte. Aș dori să nu mai fac. De ce aș dori să nu mai fac? Pentru că atunci când ești împăcat cu Dumnezeu, automat se ridică și boala de la tine. Adică și neputința care o avem. Eu din cele ce le văd aici la pomelnic, când mai vine omul și discutăm în particular, sunt fel și fel de boli. Mai știute, mai neștiute, mai ușoare, mai grele, mai greu de suportat, mai ușor de suportat, dar dacă avem nădejde în Dumnezeu și dacă avem nădejde cu bucurie, Dumnezeu lucrează. Și când spun lucrul ăsta că lucrează, este suficientă lume care n-are suficienți bani de medicamente, dar folosind ulei de la masă, au zis: părinte, mă simt bine și slavă lui Dumnezeu, mulțumesc de sănătate. Și sunt alte persoane care spun: mulțumesc Dumnezeu că pot ajunge la Maslu măcar o dată pe săptămână, dar se cunoaște efectul. Asta înseamnă că acel om chiar are credință. Deci asta arată că acel om chiar înțelege puterea Sfintei Taine. Căci după pocăință intrăm în taina a doua, care se numește a chemării preotului, așa spune, de este cineva bolnav să cheme preotul bisericii sau preoții bisericii să se roage pentru el și să lungă cu un de lemn sfințit. Dacă ați fost atenți când fac preoții Sfântul Maslu, se invocă Duhul Sfânt de 7 ori asupra un de lemnului. De ce oare de 7 ori? Pentru că atunci când facem aghiazmă, invocăm de 3 ori, atunci când sfințim un veșmânt, o facem de 3 ori, când sfințim o casă, o facem de 3 ori, numai la Maslu de 7 ori.
tocmai ca să se vadă puterea tuturor celor șapte taine care stau în om. Puterea sacerdotală, că ești botezat, ai putere preoțească, tu poți să transmiți cuiva învățătura care o primești, puterea pocăinții, puterea căsătoriei, puterea euharistiei, puterea hirotoniei, de ce am vorbit, și avem în același timp puterea sfințirii prin faptul că noi luăm euharistia, puterea Sfintei Liturghii. Deci noi trecem prin toate cele șapte taine și trecem inclusiv prin taina botezului, care o să spun, dar și treaba are botezul cu maslu? Are, pentru că taina pocăinței are în ea lacrima. Iar lacrima și părerea de rău este considerată botez de înnoirea sufletului. Un om care în camera lui, acolo singur, nevăzut de nimeni, scapă o lacrimă, este mai mare la Dumnezeu decât un om care face o minune. De ce? Minunile sunt date Sfinților și vin din Harul lui Dumnezeu, dar o lacrimă sinceră nu o poate scoate decât un om sincer. O lacrimă adevărată la rugăciune nu poate să o scoată decât un om care s-a rugat cu adevărat. O lacrimă curată pentru un păcat nu poate să o scoată decât un om care are un păcat. Și ca să înțelegeți cât de puternică este taina pocăinței și ce putere are ea, mergând odată îngeri la Dumnezeu, că și îngerii văd ceea ce se întâmplă pe pământ, că sunt îngerii noștri păzitori. Un înger a zis: Doamne, ai făcut prea frumos pământul și prea multe lucruri minunate ai pus în el, dar ai prea multe răutate pe el. Și îl întreabă Dumnezeu pe înger: și ce te preocupă pe tine treaba asta? Îți aparține ție această... Imediat o rezolvăm. Îți aparține ție această lucrare a lumii? Tot pământul este sub harul Duhului Sfânt. Și i-a zis Dumnezeu: dacă cunoști atât de bine mersul pământului și a lucrurilor, ia, du-te pe pământ și mi-adu tu ce ți se pare ție mai scump de pe tot pământul. Și a zburat îngerul pe pământ și s-a uitat prin toate cotloanele pământului și a dus mărgărita. Dumnezeu a spus: prost. A zburat îngerul din nou pe pământ și a colindat toate locurile și a dus diamante, aur. Dumnezeu a spus: prost. A umblat el și a căutat un suflet de copil, a dus un suflet de om credincios, a dus un suflet de mamă, eroină, care e credincioasă și crește mulți copii, și a spus: nu, altceva vreau. Vreau să găsești ceea ce-mi trebuie mie. Băi, supărat îngerul și frământat de ideea asta, ce-ar putea să vrea Dumnezeu de pe pământ? A început el acum să roage: Doamne, luminează-mă să găsesc, sau deschidem ochii minții, să găsesc ceva ce l-ar convinge pe Dumnezeu. Și s-au gândit așa: dacă am luat toate locurile curate de pe pământ, toate minunățiile și bogățiile, ia să cobor și în cele mai mizerabile locuri. Și unde s-au dus prima dată? Prin pușcării. Acolo stăți răufăcătorii. Și acolo, într-un colț, s-a sesizat un păcătos care plângea într-o batistă și din ochii lui curgea mărgăritare. Deci ăla chiar se pocăia cu adevărat. Nimeni nu știa. Îngerul vedea că era duhovnicesc. Și ia îngerul și adună toate mărgăritarele alea de pe batistă, le pune în batistă, leagă batista și pleacă la Dumnezeu. Și când ajunge la primul cer, aude cântări, 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 tot cerul se veselea. Și când ajunge la tronul Dumnezeu, zice: Doamne, dar ce-i cu bucuria asta? Vezi, îngere, de-abia acum ai înțeles lucrarea pentru care Dumnezeu ține cerul și pământul. Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Deci avem șansa, prin puterea spovedaniei și a pocăinței, prin puterea Sfântului Maslu și a părerii de rău și a dezlegării păcatelor, pentru că nouă ni se și dezleagă păcatele atunci când ascultăm taina Sfântului Maslu și ni se iartă blesteme, jurăminte, legături, tot felul de lucruri necurate, ca la urmă și noi, cei pământești, să ne folosim de ultima și cea mai înaltă lucrare, puterea Euharistiei. Ce spune în Noul Testament despre Sfânta Euharistie? N-aruncați mărgăritare la porci sau la câini, ca nu întorcându-se cumva să vă rupă pe voi. Deci ce luăm noi la Sfânta Euharistie? Mărgăritare, trupul și sângele lui Hristos. Ce cântă la sfârșitul liturghiei?
am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne. Și ca să vedeți că este adevărat, și aici pun punctul și închei ca să nu vă obosesc, era un preot cum să cad într-un sat și ca să vină credincioșii la biserică, îi împărtășea deolalt. El nu mai ținea cont că au păcat, că-s pregătiți, că nu-s pregătiți, să fie oamenii mulțumiți. Când au murit, poporul a îngropat cu mare slavă în biserică pentru așa o bunătate și așa o omenie și așa o îngăduință, dar uite că la Dumnezeu nu se socoteau așa. Paraclisierul, care de obicei era un om evlavios, mergea după Sfințitul Soarelui să facă candelile să rămână aprinsă până a doua zi la Sfintele Taine, la altar și la Maica Domnului. Și cum intrase el într-o seară după Sfințitul Soarelui și era întuneric, când a intrat în biserică, a auzit niște gemete din mormântul preotului. Și s-a dus la preot și a spus: Părinte, unde e îngropat preotul ăla bătrân cu renume bun, unde stăteau toți oamenii și îi iubea pe toți și îi împărtășea și erau toți una pentru el, eu aud acolo niște plânsete, aud niște văicăreli. Îmi dai voie să iau psaltirea, să stau în biserică, să văd ce se petrece acolo? Măi, dacă ai curajul, poate e o minune dumnezească, n-ai decât să stai, ai toată blagoslovenia, dar eu unul nu stau, că nu vreau să ispitesc tainul lui Dumnezeu, ci că eu vreau să ispitesc să văd despre ce este vorba. Și cum s-a așezat preotul, paraclisierul noaptea cu psaltirea într-un cotlon acolo să roage, vede cum vin doi îngeri, ridică piatra de la mormânt, îl scot pe preot îmbrăcat în veșminte ca și cum era viu și îl duc la Sfântul Altar și iau potirul și îl țin la gura lui și cu o vărguță de, așa ca de aur, îi dădea ușor după cap și tot pica câte un mărgăritar în potir. Măi, s-a gândit el, ce-o fi asta, domne? Ce-o fi însemnând treaba asta? Când se răsară soarele, îl băgau îngerii mormânt, îi puneau lespedea la loc. Și a stat așa nopți de-a rândul, vreo 20-30 de zile, o văzut lucrul ăsta. Și nu, în ultima seară, când a zis el, măi, cred că de mâine n-am să vin, spun îngerii, de acum aduceți de mâine seară Sfântul Disc. Că ce ia omul? Și trup și sânge. Deci diamantele de la sângele Dumnezeu le-a recuperat, de acum a recuperat diamantele de la trupul lui Hristos. Și s-a umplut asta, Sfântul Disc, în momentul când îl lovea cu grijă îngerul, până s-a făcut așa ca un morman imens, lumina toată biserica. El a închis ochii ca să nu se sperie. Și în clipa următoare, după multe nopți, când au văzut lucrul ăsta, îngerii au spus, de acum cu el am terminat, duceți-l în muncile iadului. Și un înger a zis, dar n-ar mai fi vreun semn de pocăință cu oamenii fac parastasă, îl pomenesc, să roagă pentru el? Nu. Ce se dezleagă pe pământ, se dezleagă și în cer. Ce nu se dezleagă pe pământ, nu se dezleagă și în cer. Deci ce vrea să spun această formulă din Sfânta Scriptură? Că noi nu putem dezlega ceea ce Dumnezeu a lăsat din nedezlegat și putem dezlega ceea ce este lăsat din dezlegat. Adică dacă un om face un păcat, îl dezlegi că îi pare rău. Dacă face o greșeală, îl dezlegi că îi pare rău. Dar nu el face păcat și tu îl dezlegi la noi, mă, doar de dragul de a dezlega. Te-am spovedit. Nu, trebuie să și îndrepți viața. Și atunci, în următoarea noapte, când stă paracliserul, ce aude de la... E din omilile Sfântului Macarii, să știți de unde am citit-o, dacă sunteți curioși. Despre împărtășirea celor nevrednici, așa se cheamă povestirea povestită de Sfântul Macarii Egipteanu. În următoarea seară a spus așa, acum mergeți în cimitir și aduceți câte un creștin muritor din mormintele lor să luăm mărgăritarele și de la ei. Deci, când veniți la mastu, trebuie să fiți și curați, și spovediți, și buni la suflet, și dacă am luat împărtășania și euharistia și am luat și dezlegarea din puterea Sfântului Maslu, atunci ne vindecăm de orice boli și de orice suferințe. Pentru că stă scris în slujba Sfintei Scripturi și spune așa în epistolele lui Pavel,
să se ispitească bine omul pe sine, dacă din pahar să bea sau din pâine să mănânce, nu cumva luând cu nevrednicie să-și ia lui foc și o sândă. Ce înseamnă nevrednicia? Înaintea lui Dumnezeu oricum n-am fi niciodată vrednici, pentru că n-avem noi această calitate. Dar din iubirea și din mila de oameni al lui Dumnezeu, nou ne este îngăduit să ne apropiem de Sfintele Taine, dar cum? Cu sfială, cu evlavie, cu credință, cu frică de Dumnezeu, cu dragoste, adică să nu o facem cum spun unii, e, dacă așa e tradiția, hai să mă duc și eu că e postul mare și mă împărtășesc, hai că e postul Crăciun, mă împărtășesc, nu. Tu să simți nevoia să-L iei pe Dumnezeu în tine, dar atunci când ai venit la spovedit să înțelegi că păcatul e păcat și virtutea e virtute. Deci ușor, ușor eliminăm câte o boacănă din viața noastră, ca atunci când vom fi la judecată, dacă trupul n-are multe păcate și aripile sufletului au crescut bine cu postul și cu rugăciunea, putem zbura spre Dumnezeu. Nu vă mai spun mai mult, că vă obosesc. Amin.